Bună seara, stimați telespectatori! Vă salut la prima emisiune Moldova în direct de după sărbători. În perioada în care nu ne-am văzut, cel mai important lucru care nu s-a întâmplat a fost neprezentarea guvernului Sturza în Parlament. Cel mai important lucru care s-a întâmplat este crearea unei majorități confortabile din 56 de deputați în Parlament. Cel mai important lucru care ar urma să se întâmple este nominalizarea mâine a premierului, posibil Vlad Plahotniuc, și ar putea să se întâmple și niște proteste, se mobilizează lumea, proteste, antiproteste. Discutăm despre aceste evenimente politice, cum sunt privite ele, la ce pot să aducă, împreună cu invitații mei din această seară din platou, analiștii politici, Corneliu Ciurea, domnule Ciurea, bună seara, bine ați venit, Octavian Țicu, bine te-am regăsit, domnule Țicu, bună seara, și Anatol Țăranu, domnule Țăranu, bună seara. Bună seara. Aș vrea să începem cu o circumstanță de fundal la fel de importantă. Ca să creeze această majoritate ieri, din 56 de deputați, am numărat aproape jumătate din membrii ei și au schimbat partidul. Ce credeți dumneavoastră despre această circumstanță? Mai întâi 14 comuniști au plecat de la PCRM, 7 PLD-miști, deocamdată zic că n-au plecat, dar au acționat în contradicție cu voința partidului. Un membru al Partidului Popular European, la fel acolo, nu e chiar clar. Domnul Ciurea. Eu cred că domnul Țăranu ar cunoaște mai bine aceste detalii, dar am impresia că niciodată n-am avut o asemenea situație ca Parlamentul de la data formării lui să coincidă cu Parlamentul la data finalizării. Întotdeauna au existat aceste migrări, plecări ale deputaților dintr-o parte în alta. Sigur, noi regretăm aceste migrații, deși anumite plecări, din contră, le salutăm, nu întotdeauna regretăm. Vreau să vă amintesc că în 2009 plecarea domnului Lupu, bun, el n-a plecat fiind în Parlament, dar unele plecări și trădări politice le salutăm, altele le criticăm. Acum, deci, apreciind aceste migrații care nu s-au produs până la capăt, amintesc cazul Partidului Liberal Democrat, ca existând, trebuie să le dăm o notă și să le facem o apreciere. Eu cred că în condițiile în care asemenea gen de plecări conduc la crearea unei majorități pro-europene și ele pot fi considerate ca fiind un fenomen pozitiv, doar cu condiția ca acel guvern care va fi creat ulterior să fie unul cu adevărat pro-european și să dea niște rezultate pozitive. O să revenim la acest generic pro-european al viitoarei coaliții. Domnule Țicu, dumneavoastră ce credeți? Am să citez înainte de asta o postare a unui coleg jurnalist de pe Facebook. Dacă admitem că deputații noștri s-au vândut la Pucioc ca pătrunjelul și au luat bani pentru vot, ce se întâmplă dacă președintele rezistă și nu înaintează candidatura lui? Altă postare a unui coleg jurnalist: eu cred că afacerea cu deputații, în ghilimele afacerea cu deputații, trebuie să trezească definitiv oamenii, să-i scoată în stradă. Deci nemulțumire mare cu aceste migrații. Dumneavoastră ce credeți? Bun, eu o să încep academic întâi, pentru că științele politologice în general recunosc absența unei legitimități în condițiile în care au loc crearea de majorități de acest fel. Pentru că în regulile jocului democratic de constituire a majorităților parlamentare întotdeauna se respectă principiul de partid înainte de toate, adică oamenii care au fost aleși în partid în calitate de deputați din partea anumitor partide au fost aleși în baza, deci, unei reprezentativități, a unui program și a unor deziderate pe care trebuie să le respecte față de cetățeanul care l-a înaintat. Acest principiu se cheamă principiul reprezentativității democratice, prin care cetățeanul deleagă omului respectiv, deci deputatului, împuterniciri pentru ca să-i reprezinte interesele în cadrul celui mai important for instituțional din Republica Moldova. Prin urmare, acești oameni, deci, sunt înainte de toate depozitarii aspirațiilor și dorințelor oamenilor. Și în condițiile în care au loc rupturi masive de acest gen, ei își pierd această legitimitate pentru că nu mai reprezintă interesele, pentru că cetățeanul nu le-a delegat, spre exemplu, cetățeanul
care a votat Partidul Comuniștilor, nu cred că a delegat împuterniciri pentru că acești transfugi să alieze cu Partidul Democrat, pentru că în condițiile astea ar fi votat Partidul Democrat. La fel cum liberalii, spre exemplu, n-au votat Partidul Liberal pentru ca ei să facă o alianță cu niște transfugi la Partidul Comuniștilor care brusc s-au trezit a fi pro-europeni. Este o observație simplă care lasă foarte multe semne de întrebare asupra deciziei Curții Constituționale și asupra felului cum s-a creat această alianță. Ce cred eu că este bine în ceea ce s-a întâmplat și în ce este meritul lui Plahotniuc în general în țara asta și a Partidului Democrat, este că a arătat cât de mizeră poate fi o clasă politică care este expusă șantajului și capacității de a fi influențată și a fi cumpărată. Și asta eu cred că este răspunsul la întrebarea ambilor jurnaliști și întrebarea la foarte multe întrebări asupra calității morale și integrității clasei noastre politice. Domn Țăran. Da, deci încă vreo 2 ani în urmă, iar mai precis spus până la afacerea miliardului, și eu cu ambele mâini ar fi susținut o majoritate parlamentară care se proclamă pro-european. Acum, după ceea ce s-a întâmplat, nu vă prea bucurați. Dar entuziasmul meu a scăzut drastic. Și eu cred că același sentiment îl trăiesc foarte mulți oameni de orientare pro-europeană, oameni care cred în viitorul european al Republicii Moldova. Acum, în ceea ce privește legitimitatea despre care a vorbit colegul meu, este adevărat. Principiul acesta al reprezentativității, m-am stâlcit cu acest cuvânt, el trebuie să fie prezent. Dar aici mai degrabă este vorba despre spiritul legii, despre spiritul democrației ca atare. Pe când buchea democrației spune că se poate și așa. Nu este o încălcare, hai să spunem așa, formală a jocului democratic. Alta e că cu ce scop, care sunt obiectivele, nu numai acele anunțate, dar și neanunțate a unei asemenea construcții politice pe care se creează în văzul nostru al tuturora. Și aici iarăși apar o sumedenie de probleme. Iar luând în considerație sau discutând problema celor 7 sau 8 transfugi din zona Partidului Liberal-Democrat, păi aici lucrurile stau cu totul urât. Încă câteva zile în urmă, toți acești deputați, 7 sau 8, cât sunt ei, ei își rupeau cămașa pe piept și jurau fidelitate deciziilor Consiliului Național al Partidului. Nu i-am văzut pe nimeni din cei 7 chiar să-și rupă cămașa. Nimeni niciodată n-a spus ceva contrar acelor decizii care au fost luate în cadrul Consiliului Național. Și era foarte straniu, foarte mulți observatori, comentatorii politici vorbeau despre această unanimitate într-un fel straniu a Partidului Liberal-Democrat, mai degrabă se așteptau că acolo se vor produce rupturi imediat după arestarea liderului și așa mai departe. Iată că acest lucru nu s-a întâmplat. Iar apariția acestor 7 dezidenți, ca să folosim această expresie, ea apare pe un fundal, hai să spunem așa, nepregătit. Ei niciodată nu s-au manifestat până la acest moment prin careva poziții, aparte de acea poziție generală care era enunțată de către partid. Și asta adaugă vreascuri la focul, la rugul acestor suspiciuni că lucrurile acestea nu s-au făcut chiar cu mâini curate, că s-au umblat acolo cu saci cu bani, încă ceva. Sau cu dosarele. Dar nu sunt chiar clare lucrurile cu Ion Balan, cel care a semnat în numele acestor deputați pe declarația de constituire a coaliției. Zicea astăzi că noi am forțat puțin fracțiunea, după asta l-am văzut pe domnul Ghilețchi zicând că o să decidem mâine cum procedăm, fără să știm care e candidatul. Bun, dar n-ai ieșit nimeni. E scindare sau nu? Eu nu cred că deocamdată putem vorbi despre o scindare, pentru că Partidul Liberal Democrat încearcă cumva să rămână integru, pentru că ei nu i-au dat afară pe cei care și-au permis să aibă un punct de vedere diametral opus. De altfel, vreau să vă spun că, din câte am înțeles, totuși în interiorul partidului se discuta în contradictoriu. Problema acestor deputați este că n-au făcut public voința lor înainte de a pleca. Dar în interiorul partidului înțeleg că discuțiile s-au purtat. Acum partidul încearcă să rămână
un tot întreg și există șanse ca el să rămână. Vedeți, faptul că cei care, majoritatea care a rămas, care a rămas pe pozițiile vechi, nu i-au dezaprobat fățiș, adică cumva au fost foarte tacticoși și delicați în a vorbi despre dânsii, demonstrează că încă în interiorul Partidului Liberal Democrat se poartă discuții serioase și nu putem exclude faptul că mâine partidul, întregul Partidul Liberal Democrat va susține poziția celor care ieri au avut un punct de vedere diferit. Totuși, două întrebări mi se pare că planează acum în mod special în aer. Întrebarea numărul 1, cum va proceda PDE? Va înainta candidatura lui Vlad Plahotniuc în ciuda apropourilor pe care le-a bătut președintele? Vedeți, înaintați un candidat care, asupra căruia să nu planeze suspiciuni de corupție? Și a doua întrebare, cum va Adrian Candu, se mai discută două candidaturi. Și a doua întrebare, cum va proceda președintele? Haideți să vedem ce credeți dumneavoastră despre asta. Eu cred că Plahotniuc nu va fi numit prim-ministru. Nici nu va apărea ca o candidatură. Această isterie în jurul personalității primului ministru și invocarea numelui său s-a făcut pentru ca altă candidatură care va fi înaintată să pară un iepuraș alb și pufos. Așa. Deci nu-l credeți pe Renato Usati? El a difuzat un video de mult în care a zis că la consultările de ieri cu președinte s-a insistat pe candidatura lui Vlad Plahotniuc. Știind că va fi o linie de rezistență, prin urmare, deci această insistență ar putea fi și mâine, pentru că ulterior din mânică se scoată altcineva și nici nu Candu. Eu cred că unicul om care are credibilitate, integritate, cât de cât în Partidul Liberal și față de care s-a făcut un joc foarte interesant, este Igor Corman. Democrat. Și... Da, Partidul Democrat a zis da, Liberal. Partidul Democrat, da. Partidul Democrat este Igor Corman și plecarea lui e într-un fel atât de ciudat. Plecarea lui a fost un joc? O să vedem mâine deja, dar eu intuiesc că el este unicul om care ar putea să undeva să atenueze din impact, așa să-i spunem, dacă am folosit o terminologie de fizică, așa, și este o persoană care are credibilitate în ochii Occidentului și care este în măsură deci să întrunească ceea ce numim noi criterii de integritate. O versiune absolut nouă, domnule Țicu, să vedem. De ce nu cred că va fi Plahotniuc? În primul rând, pentru că asta va slăbi foarte mult o guvernare. O va slăbi din considerentul că împotriva lui se vor îndrepta toate atacurile, nemulțumirile, frustrările și el va fi ținta tuturor acelor care va submina oricare tentativă de a rezolva problemele. În al doilea rând, pentru că numele acestui om a răsunat în mai multe foruri și instituții europene care va face jenantă pentru Uniunea Europeană identificarea cu acest om. Și în al treilea rând, pentru că Timofti are de jucat un rol important, eu cred, din punct de vedere istoric, pentru posteritate, pe care eu nu cred că el vrea să-l asume îngropându-se acum la sfârșit de mandat. Și toate aceste raționamente, din punctul meu de vedere, fac plauzibile existența unei alte candidaturi. Și dumneavoastră credeți că Corman... Domnul Țăranu, domnul Ciurea, va fi înaintat Vlad Plahotniuc sau nu? Eu credeam că este rândul domnului Țăranu. Eu cred că domnul Plahotniuc, nu sunt de acord cu domnul Țicu, eu cred că se joacă pe bune, adică ceea ce se prezintă publicului și aceste presiuni pe care le vedem, promovări mai curând decât presiuni, sunt reale. Domnul Plahotniuc trebuie să fie probabil înaintat de către Partidul Democrat mâine, pentru că Partidul Democrat a declarat vrea să-și asume responsabilitatea guvernării, vrea să joace, să fie prima vioară în această conjunctură politică și bun, rămâne doar să discutăm dacă candidatura domnului Plahotniuc întrunește toate condițiile sau nu întrunește, dar eu cred că această majoritate care se fabrică acum, ea se face în jurul candidaturii domnului Plahotniuc. Asta nu înseamnă că jocurile sunt făcute, pentru că mâine există o anumită posibilitate ca domnul, sau o anumită șansă ca domnul Plahotniuc să nu fie înaintat. În cazul în care va fi
o rezistență foarte mare. Dar eu nu cred s-au că aceasta... S-au anunțat niște proteste, da, și de o parte și de alta. S-au anunțat mobilizări masive în teritoriul, ca să vină oamenii să sprijine o candidatură înaintată de Partidul Democrat. Pe de altă parte, platforma DA și mobilizează susținătorii. Eu mă întreb, s-ar depune așa efort, atâtea mobilizări, dacă nu s-ar juca, așa cum zice domnul Ciurea, pe bune? Și mie mi se pare că această versiune care a fost expusă de colegul meu este una puțin exotică, cu toate că este logică. Pe post de tehnologie politică, o asemenea versiune, o asemenea, ne-am asemenea model... Ne-am convins în politică moldovenească. Da, politica moldovenească bate tehnologia. Da. Eu așa aș face. Eu dacă aș fi pe păi liste... da, norm, e firesc, așa, da, așa ar fi foarte bine, chiar ar fi inteligent să faci așa. Nu mai tem poteți că... Poate făcut o sugestie pentru colegii... Au o noapte să gândească. Da. Mă tem că acolo puțin alte obiective și... alte considerente domină mințile oamenilor care determină astăzi politica în acest partid. Bun, să vedem, va fi Plahotniuc, foarte mult depinde de capacitatea de mobilizare a platformei, da, în ce măsură acest protest stradal ar putea să ia proporții, asta cu adevărat ar putea să influențeze decizia Partidului Democrat. Eu cred că ei au și varianta A, dar au și planul B, și atunci ar putea să recurgă la un plan de rezervă pentru a atenua aceste proteste, în caz dacă ele cu adevărat vor lua niște proporții cât de cât, hai să spunem așa, periculoase pentru stabilitatea politică. Apropo, din acest punct de vedere, este foarte chiar interesant, dar platforma DA și-a păstrat elanul și capacitatea de mobilizare. Sau a rămas deja la nivelul acela despre care au vorbit foarte mulți comentatori care vorbeau că a scăzut acolo din elan, a scăzut din entuziasm și așa mai departe. Pe unde e organizat? Am înțeles că se iau măsuri ca să nu aibă transport cu ce aduce... E firesc. Dintotdeauna guvernarea la Chișinău lua măsuri de felul acesta pentru a mai tempera spiritele și entuziasmul protestatarilor. Apropo, vreau să vă spun că ceea ce face, de exemplu, USAT la Bălți, iarăși mesajele pe care el le adresează în sensul organizării încă a unui pol de răzvrătire împotriva lui Plahotniuc, mie această mișcare a lui USAT mai degrabă îmi pare una coordonată cu Partidul Democrat și acest protest mai degrabă vine apropo, într-un fel... Apropo, chiar e ciudată pornirea asta, da, lui eu cred că ea vine într-un fel să compromite... Pentru că vine, nu știu cum... diferit de comportamentul, da, în raport cu Partidul Democrat. Eu cred că ei încearcă pur și simplu prin această mișcare, iarăși eu cred că este o găselniță așa relativ inteligentă pentru a compromite o amploare prea mare a unei mișcări protestatare adecvate sau autentice. Și mie mi se pare, desigur că varianta Corman ar fi o variantă inteligentă. Ea ar fi una care cu ușurință ar fi fost vândută partenerilor noștri occidentali. Dar nu prea multe lucruri vorbesc în favoarea acestei versiuni. Ea mai degrabă este una idealistă, născută în mintea și în imaginația unui om care ar dori ca politica noastră moldovenească să se consume în termeni mai inteligenți decât concluzionăm, deci doi invitați din platou, cred că se va merge pe varianta Vlad Plahotniuc, domnul... Nu, eu vreau să vă spun, și eu sunt de părere că există și varianta B, aceasta nu este varianta Vlad Plahotniuc și eu cred că Partidul Democrat își păstrează această capacitate de a schimba rapid cărțile sau termenii ecuații. Despre variantele care stau în fața președintelui o să discutăm după ce am să rog colegii de la știri să ne pună pe post declarațiile care s-au făcut ieri în momentul constituirii coaliției și după consultările cu președintele. L-am informat pe șeful statului și i-am prezentat un document, o declarație privind constituirea majorității parlamentare, unei majorități care, la momentul zilei de astăzi,
înglobează 56 de deputați din cei 101 din Parlament. 56 de deputați reprezentând grupul politic a Partidului Democrat, Partidul Liberal, reprezentând grupul celor 14, reprezentând un grup din deputații din fracțiunea Partidului Liberal Democrat. 56 pentru moment, fiindcă există temeiuri serioase pentru mine să susțin că s-ar putea să avem nu 56, dar un număr mai mare de deputați cu o decizie de formare a unei majorități parlamentare absolute. Îmi permit să mulțumesc tuturor celor care au conștientizat în ce situație se află Republica Moldova. Republica Moldova, ca niciodată, are nevoie de o stabilitate politică, de un guvern, de un parlament funcțional. Ajunge cât ne-am făcut de rușine în fața cetățenilor, a întregii luni. Pe acum e timpul să respectăm ceea ce ne-am asumat. Cel mai important document pe care îl avem de realizat este acordul de asociere. Eu cred în acești colegi care și-au asumat această responsabilitate și sper că lucrurile în Republica Moldova se vor schimba în bine. Am revenit în platou, stimați telespectatori. Sunt declarațiile pe care le-au făcut ieri Marian Lupu și Mihai Ghimpu după consultările cu președintele. Ce avea, cum credeți, pe cine avea în vedere domnul Lupu când zicea că astăzi ar putea să se lărgească această coaliție? Nu s-a întâmplat, cel puțin oficial nu s-a anunțat. Cei șapte comuniști? Da, nu, haideți să ieșim din faptul că... Din contul PLDM? Nu, Lupu, înainte de a face această declarație, a mai făcut încă una, prin care a spus că și această declarație sau această afirmație, nu știu cum a scăpat unei atenții prea punctuale. Care nu? Și anume că domnul Candu își dă demisia. Se eliberează postul de președinte a Parlamentului, post pe care trebuie să-l revânească cineva. Ceva care ar indica acum, că totuși se pregătesc să-l nominalizeze. Și atunci cine? Este evident, văzând gesturile energice a domnului Ghimpu, putem să presupunem că el deja își măsoară toga președintelui Parlamentului. Dar în caz dacă acest post ar putea să fie ademinitor pentru o altă fracțiune, care este una mai mare decât... De exemplu? Pentru PLDM. Da. Se vehiculează numele Liliana Palihovici. Liliana Palihovici, atunci ar putea să se întâmple că acest post va merge în altă direcție. Eu cred că domnul Lupu, atunci când vorbea despre faptul că ar putea să crească numărul acestor aderenți la majoritatea absolută, care se creează acum în Parlament, avea în vedere inclusiv și acest element sau acest moment ademinitor pentru liberal-democrați. Să vedem cum se vor comporta liberal-democrații, fiindcă și aici iarăși vreau să fac referință la ceea ce a vorbit un alt colega meu din platou, când a spus că acolo nu au fost reacții foarte dure la dezidența celor șapte, ceea ce lasă portița deschisă pentru diverse variante. Domnul Ciurea. Păi, dumneavoastră ați întrebat de unde poate să crească această majoritate absolută. Da, domnul Țăranu, sunt de acord cu ceea ce spune domnul Țăranu. Dar haideți să vedem declarațiile de astăzi, că s-a întâlnit PD-ul cu PLDM-ul și s-au făcut niște declarații. Am decis că mâine noi vom convoca dimineața ședința fracțiunii, vom informa fracțiunea despre aceste discuții care au avut loc. Ulterior vom lua o decizie. La ora actuală negocierile nu au demarat. Negocierile vor demara după desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru. Nici nu are rost acum aceste negocieri să le facem, odată ce, precum am menționat și ieri, formarea majorității parlamentare nu s-a bazat pe rezultatul unor negocieri, care nici nu au început. A fost o decizie bazată pe o responsabilitate politică. Respectiv aceste negocieri, am convenit cu colegii de la PLDM, de rând cu colegii de la PL și deputații din alte grupuri parlamentare, să le începem imediat după semnarea decretului
de către președintele țării privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. O majoritate parlamentară care va vota un nou executiv a fost deja formată și prezentată președintelui țării. Din ea fac parte deputații PD, cei 14 foști comuniști, deputații liberali, 7 liberal-democrați și 2 deputați neafiliați, în total 56. În martie curent însă vor avea loc alegeri prezidențiale, iar pentru a vota un nou președinte al țării este necesară o majoritate mai largă, formată din 61 de deputați. Liderul PD, Marian Lupu, s-a arătat convins că în scurt timp la majoritatea actuală se vor alătura și alți deputați, astfel încât va fi acumulat numărul necesar de voturi și pentru alegerea președintelui. Ce spun aceste declarații? Ce se poate întâmpla? Și, în general, comportamentul PLD-MEA. Ați atras atenția, în numele PLD-MEA, în permanență vorbesc diversi reprezentanții fracțiunii și a partidului. Asta vorbește despre faptul că în interiorul PLD-MEA nu există acum un lider formalizat care vorbește în numele partidului și în jurul căruia, de fapt, se mobilizează tot partidul. Și când nu există lider, foarte ușor se mișcă Turentele. Democrația poate să se prefacă într-un dezmăț. Eu nu spun că asta este situația reală, actuală, din Partidul Liberal Democrat, dar este foarte probabil că ar putea acest lucru să se întâmple. Nu știu, mie mi se pare o chestie ciudată care scapă un pic. Este vorba de omul principal al PLD-MEA-ului care stă în închisoare și care, asupra căreia eu nu-l invidiez deloc ce presiuni se fac. Noi nu știm nimic ce se întâmplă cu el și poate ce la ce înțelegeri ar fi ajuns și ce capacități are de a influența această ruptură. Prin urmare, când gândim în această ruptură a unor oameni, spre exemplu Hotineanu, care îl știm de tamai, om integru, om cu renume și eu nu știu în ce măsură deci ar putea fi convins sau de ce ar putea fi convins să facă o asemenea schimbare. Deci eu am vorbit de mai multe ori și am spus că șansa PLD-MEA-ului era menținerea integră acestei structuri, eventualitatea replierii, pentru că fără Filat ar fi avut mult mai multe șanse din punct de vedere electoral, probabil, cu un discurs bine nuanțat și ancorat împotriva deci, lui Plahotniuc. Până la urmă însă s-a dovedit că lucrurile sunt mult mai complicate. Ca să clarificăm, dumneavoastră, credeți că domnul Filat ar putea influența această ruptură? Nu putem ști, de fapt, ce este în spatele acestei rupturi. Ea s-a produs atât de rapid și într-o situație foarte urgentă. Deci, imediat când era nevoie, s-a întâmplat ceva care a determinat acești. Și eu știți, mi-amintesc acum o declarație anterioară a domnului Renato Usată, îl citez mult astăzi în emisiune, dar mi-amintesc că declara că ar fi fost domnul Plahotniuc la domnul Filat, ar fi înțeles pe mai puțini ani pentru faptul ca PLD-MEA-ul să voteze guvernul propus de PD și că Strelețe ar fi împotrivă. Eu n-am timp să, ca tine să mă uit să-l citesc pe Renato Osate, la fel cum pe Lupul aș comenta poate într-un meci de basket sau privindu-l pe scenă, că este un foarte bun actor. Dar din moment ce a spus lucrul ăsta, eu cred că există o legătură foarte strânsă între aceste ruptură și ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă cu Vlad Filat în general. Și este foarte asemănător cu schema care a fost cu PL-ul în 2013, exact la fel, o ruptură care a fost atunci la fel de neașteptată pentru foarte mulți, felul în care s-a lucrat, oamenii care s-au despărțit, și acalmia care a urmat după asta, pentru că până în 30 noiembrie 2014 noi nu am avut circ politic, am avut o agendă care a fost urmată și două afaceri monumentale care s-au petrecut. Deci acești oameni vor să constituie o majoritate, pornind de la experiența acelui an scurt în care au îngropat toți securile războiului și au furat miliardul și au împărțit aeroportul, asigurând, conservând puterea. Încă o versiune inedită, domnule Țicu, vă mulțumesc pentru ea. Unicul deziderat al acestei grupări oligarhico-cleptocratice, dacă ar fi să-i dăm o denumire academică, pentru că ea este figurativă în spațiul post-sovietic, este conservarea puterii
Și Plahotniuc nu face altceva decât să distrugă integral Partidul Liberal Democrat și, așa cum în putere nu există suma zero, să ocupe tot acest vid politic pe care să reușească să se așeze în continuare pentru supraviețuire. Pentru că realitățile noastre arată că factorul extern are un impact foarte limitat. Deci Occidentul poate fi manipulat. Este dojenitor, dar nu este ca Rusia care îți poate lua totul într-un anumit moment, pentru că există și o frică a clasei noastre politici față de această violență care vine din Est întotdeauna. Și prin urmare, deci este foarte explicabil, din punctul meu de vedere, toată această schemă. Deci Vlad Plahotniuc își întărește puterea cu acceptul lui Vlad Filat. De fapt, l-a distrus metodic, pentru că eu nu înțeleg pur și simplu această clasă politică la ora actuală, care este șantajabilă și care... Deci Vlad Filat exact la fel a crezut un cuvânt al lui Plahotniuc. Asta a fost unicul garant al siguranței sale și a faptului că a cedat în permanență în fața lui. Până la urmă l-a băgat în închisoare și l-a arătat în toată țara, așa, dacă e adevărat sau nu este. Prin urmare, oamenii care se tem pot ajunge în aceeași ipostază. Eu nu cred că este o problemă dacă anumiți oameni, deci ar reuși să recunoască și public, ar dezavoa toate aceste lucruri, inclusiv Mihai Ghimbu. Repet, încă o versiune inedită pentru care vă mulțumesc în această emisiune. Să vorbim un pic despre Pelencă. Câteva săptămâni în urmă, mulți nu-și imaginau cum ar putea să se simtă Pele într-o coaliție cu comuniștii. Iată că se pare că s-au depășit disconforturile. Bun, domnul Ghimbu a explicat de ce este posibil un vot comun și chiar o participare în cadrul unei singure majorități, totuși trebuie de nuanțat lucrurile. Nu există formal nicio alianță între liberali și comuniști. Există o platformă social-democrată care s-a desprins din PCRM și... Deci mai nu mai sunt comuniști. Evident că nu sunt, dar domnul Lupu, atunci când în 2009 s-a desprins din PCRM și datorită lui a fost creată Alianța pentru Integrare Europeană 1, ce a fost? Comunist sau nu? El a fost deja îmbrățișat de tabăra democratică, care poate a uitat la un moment dat să-i spună mersi, poate domnul Lupu nici ce nu simplu, avea. Simplu, schimbăm denumirea, ia uitați, păi, punem în fața acestei coaliții denumirea pro-europeană și ea imediat... Eu vă dau exemple din istorie care demonstrează faptul că aceste plecări, de fapt, de cele mai multe ori, au fost salutate de aripa. Nimeni, nici europenii nu s-au opus atunci plecării domnului Lupu, nici americanii nu s-au opus. Vedeți că acum toată Bucureștiul lumea... cam a reacționat. Bun, poziția, și dumneavoastră... s-au bătut apropouri. Care București? Cine a reacționat? Domnul Băsescu. Prin, e adevărat, prin persoane care nu sunt acum oficiale să fim în stat, corecți. Nu au fost poziții oficiale. Cei care nu dețin funcții își pot permite să spună ceea ce nu-și permit cei cu funcții. Domnul Băsescu, din câte înțeleg, se află în, nu știu, acum se mai află în opoziție, nu se află în opoziție, dar nu este o poziție, Bucureștiul, noi n-am auzit poziția Bucureștiului în această privință. Deci, eu cred că lucrurile trebuie să evolueze. Eu cred că această, vorbeam de Partidul Liberal, dumneavoastră aveți în vedere că există un anumit antagonism între București și Partidul Liberal, eu nu pot să-mi dau seama. Exact, și căutam acum reacția fostului consilier al lui Băsescu, domnul Fota, care a zis ceva, după care domnul Ghimbu s-a enervat, a zis că îl dă în judecată și astăzi, iată, este o reacție a domnului Fota despre faptul că Ghimbu ar fi aliat cu Plahotniuc, știe toată Moldova și nu mă tem să o repet. Este adevărat și este regretabil. Aici mă situez cumva mai aproape de pozițiile domnului Ghimbu. Este regretabil că unele partide din România înțeleg, din opoziție, înțeleg să joace în asemenea fel în Republica Moldova, acuzând politicienii care, de fapt, apără tot cauza apropiată acestor partide. Deci trebuie întotdeauna să înțelegem care este rolul acestor partide, acestor politicieni români. Sunt unii politicieni români care au făcut foarte multe lucruri bune pentru Republica Moldova. Și sunt alți politicieni români care mai degrabă dăunează Republicii Moldova decât o ajută. Eu cred că în această tabără la care s-a referit domnul Ghimbu există mulți politicieni care nu înțeleg
români care nu înțeleg ce este Republica Moldova, care nu înțeleg cum trebuie să acționeze Republica Moldova și care mai curând aduc prejudicii relațiilor moldo-române decât susțin relațiile moldo-române. Și din punctul meu de vedere, domnul Ghimp avea dreptul să iasă cu această declarație și dacă poate să dea în judecat, să o facă, pentru că eu cred că dreptatea este mai curând de partea lui. Da, o stat Bender în cazul acesta spunea că se poate de adresat și Liga Reformilor Sexuale. Este discutabil în ce fel, domnul Ghimpu, dar ca declarație politică susțin. Dar nu înțeleg de ce se supără domnul Ghimpu că îl aliază și cineva cu domnul Plahotniuc. E firesc că se supără. Că el este în majoritate. Partidul Liberal este foarte vulnerabil. Partidul Liberal are un segment electoral extrem de receptiv la schimbări de felul acesta. Și atunci când se spune că, bun, dar transfugii aceștia nu mai sunt comuniști, este adevărat. Numai că segmentul electoral al liberalilor nu percep lucrurile în felul acesta. Și în fața lui Ghimpu, dintotdeauna, chiar și inconștient, în permanență, stă exemplul acesta al lui Roșca. Și, deci, drama pe care a trăit-o PPCD-ul. Pentru Ghimpu și pentru Partidul Liberal este foarte periculos să joci la limite în acest sens. Nu în zădar, în această zonă electorală în Republica Moldova, în raport cu Ghimpu, tot mai des sună aprecierea Iuda. Și asta nu e întâmplător. Și eu cred că aceasta îl enervează pe Ghimpu și îl face uneori să facă niște pași imprudenți. Fiindcă răspunsul pe care l-a făcut fostului consilier prezidențial Fota, mai degrabă a readus în atenția publicului larg acest caz despre alierea lui Ghimpu cu comuniștii, fiindcă s-ar fi uitat, n-a fost chiar atât de masiv mediatizată. Am să citesc și pe domnul Băsescu, pentru că am vorbit și despre reacția domnului Băsescu. Zicea înainte încă de a veni Sturza în Parlament, dacă guvernul Sturza nu obține votul Parlamentului, Plahotniuc merită expulzat. Bun, asta deci e vorba despre Plahotniuc. În cazul dat nu era vorba despre Ghimpu. Ghimpu pur și simplu a reacționat la o chestie, a reacționat foarte nervos și eu înțeleg de ce a făcut acest lucru, fiindcă e vulnerabil. Și înțelege foarte bine că asta el ar putea să plătească polițele foarte scump. Dar aici putem totuși pune și altfel întrebarea în ce măsură politicienii români au dreptul să facă asemenea gen de... Ei au dreptul să facă orice doresc. De acord, dar cum le apreciem noi, cei de aici? Păi asta ne place sau nu ne place? Eu cred că segmentul spre care se adresează Ghimpu, doar foarte mult le-a plăcut ceea ce a făcut Fota. Nu știu, eu de Iuda, de exemplu, aud pentru prima dată că sunt unii, posibil, dar domnul Ghimpu, haideți totuși să ne înțelegem, face într-adevăr un gest de curaj, el schimbă cumva datele probleme, dar cu prețul creierii unei majorități în Parlament care nu a existat de foarte mult timp. Deci e cumva un sacrificiu politic la care recurge domnul Ghimpu. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că domnul Ghimpu reacționează bolnăvicios, pentru că el crede că face acest lucru în numele unui interes major. În timp ce anumite forțe politice din România și din interiorul Republicii Moldova vor să speculeze acest gest, pentru a-l da jos și a-l plasa probabil pe altcineva în locul lui. Deci... Să auzim și părerea domnului Țicu, numele a ce face domnul Ghimpu, ceea ce face și propunerile din partea... Eu am să fiu un pic așa mai reflexiv, pornind și de la faptul că îl cunosc un pic pe domnul Ghimpu din scurta experiență care am avut-o. Pentru Partidul Liberal și pentru Mihai Ghimpu a fost o grea lovitură scoaterea din alianță în 2013. Lucrul ăsta a afectat foarte profund Partidul Liberal pentru că a scos foarte mulți oameni din funcții, au pierdut accesul la resurse, la foarte multe posibilități de a influența, dar cel mai important, probabil a scos din angrenajul guvernării un om care era foarte critic și care a permis celor care au venit după ei să realizeze deci și furtul miliardului și alte lucruri. Chiar credeți că dacă era domnul Ghimpu în coaliție, eu cred că era problematic. Era problematic. Și asta e o supoziție pornind de ce a fost scos până la urmă din această construcție. Dar poate dar, Ghimpu i-a mers că el acum poate să spună că l-a participat la furtul miliardului. Dar vreau să zic că lucrul ăsta probabil l-a marcat foarte profund.
Pentru că eu sunt înclinat să cred că Mihai Ghimpu este șantajabil. Prin dosare, înregistrări și multe alte lucruri și fotei copil mic pe lângă ce a declarat Năstase. Împotriva lui Mihai Ghimpu, toate acele afaceri, inclusiv cu Dorin Chirtoac și așa mai departe, care au fost făcute public și nu au fost... Năstase, aveți în vedere... Da, la Andrei Năstase, mă refer și la... Care zicea de nu știu câte sute de dosare, sau... Exact, la fel și exact despre asta și lucrurile astea n-au fost nici într-un fel contra karate sau... Bun, s-a negat, s-a spus că nu sunt dosare. S-a negat, dar nu s-a, nu s-a ajuns la judecăți, așa, care... Dar ce m-ar deranja pe mine ca votant a Partidului Liberal este incoerența discursului, așa. Când te angajezi să spui că nu vei vota niciodată Plahotniuc, că nu vei vota niciodată cu unii, și brusc ajungi să-ți schimbi părerile atât de subit, în condiții foarte suspicioase. Că și poate îl votează mâine pe cormă. Și să vedem, da. Dar mai există încă un lucru important care nu trebuie exclus din calcule. În general, Mihai Ghimpu și Partidul Liberal în ultima perioadă a fost identificat ca fiind în buzunarul lui Plahotniuc. Este o acuzație care permanent a fost invocată. Iar acțiunile lui, zice că e de mai demult această... Acțiunile lui în ultimul timp, inclusiv... E de atunci de când această... se plasa mereu de partea PD-ului, atunci exact. Când exista acest război PLD-MPD. Și acest război cu Platforma pentru Dreptate și Adevăr, cu toate lucrurile și aceste șicane au creat impresia că el nu vrea să se detașeze de această imagine. Prin urmare, în ultimul timp a spus cam lucruri care ar fi trebuit să le spună alții decât el. Și asta îi provoacă un mare disconfort. Dar... Dincolo de aceste lucruri, există un factor important care dorește Mihai Ghimpu să-l evite. Este vorba despre alegerile parlamentare care vor urma, pentru că aceste alegeri vor perturba, eventuale alegeri anticipate, vor perturba foarte serios spectrul nostru politic, putând duce nu numai la dispariția Partidului Democrat din spectrul nostru politic electoral, poate cu anumite scheme, poate ar putea să intre la limite, dar și la dispariția Partidului Liberal ca partid parlamentar. În condițiile în care avem experiența deci PPCD-ul. Se salvează toți. Și toate astea puse împreună în discuție, într-o analiză așa complexă și rațională, îi dă un argument pentru a acționa în felul ăsta. Domnul Leancă, ar mai fi de clarificat și aspectul ăsta, după care chiar vreau să discutăm despre aici, ce credeți cum va proceda președintele. Deja doi... Da, Iurie Leancă a zis ieri că nu ar fi avut niște condiții, mai întâi să vedem cum scoatem țara din criză, după asta vorbim de persoane și așa. Iar s-a creat așa o impresie că parcă a fost uitat. Pe de altă parte, unul din deputații care din acest grup nu a semnat... Nu există grupul. Nu da. Există ce grupul. S-a întâmplat din punctul dumneavoastră de vedere? Repet încă o dată, aici domnul Sâcu este specialist în specialist pe Leancă, pe Ghimpu, da. Este evident că pe drum a fost pierdut un membru acestui grup. Care... Eu vreau să vă amintesc că la început se vorbea că domnul Leancă ar putea fi pretendentul la funcția de premier și acum nici nu mai participă la majoritate. Bun, dar domnul Karpov a declarat că asta nu exclude faptul că ei ar putea să susțină această majoritate prin vot în cazul votării primului ministru, doar nu fac parte din majoritate. Și mai ciudat, nu vi se pare? Mi se pare că... Cum adică? Nu te iau în majoritate? Nu, nu mi se pare ciudat, doar faptul. Cred că acești doi deputați, că nu mai putem vorbi despre un grup, este compus din trei oameni. Domnul Juravski a plecat deja din grup, au rămas doi. Deci acest grup, iarăși revin, acești doi deputați se află într-un proces de negocieri în continuare și ei nu au luat încă o decizie. Dumneavoastră m-ați întrebat anterior de unde ar putea să mai vină voturi pentru această majoritate, ori din această zonă la fel ar putea să vină în cazul în care părțile ajung la o înțelegere. Eu cred că acești doi deputați încă se află în discuții. Domnul Karpov a spus că nu prea este clar cine va fi viitorul candidat, nu prea este clar care este programul acestei majorități. Deci urmează ca domnul Karpov și domnul Leancă
Ciancă să fie lămuriți de această majoritate, după care eu nu exclud faptul că acești doi deputați ar putea să voteze și candidatul la funcția de prim-ministru și ulterior președintele, noul președinte al țării. Da, participarea acestor doi deputați la această majoritate deja nu este un factor vital. Și fără ei se poate. Asta este una la mână. Al doilea lucru care trebuie să fie luat în considerație este acela că domnul Leancă și domnul Karpov, de fapt, încearcă să șghebe un partid. Procesul de făurire a partidului PPE nici pe departe, încă nu s-a terminat. Eu nu știu dacă el a ajuns cel puțin la ecuator. Deja pe drum au fost câteva pierderi foarte neplăcute pentru acest partid. Una dintre ele da, este chiar aici. Iar pe de altă parte, aceste acuze care sunt adresate domnului Leancă, că el cumva ar fi și el undeva într-un buzunar, ele sunt pur și simplu dezastruoase pentru procesul de consolidare al PPE-ului. Acolo, în caz dacă vor perpetua aceste acuze și ele vor fi într-un fel susținute de niște pași concreți, asta ar putea să perturbeze principial. Atunci, cu ce se ocupă domnul Leancă? Când a plecat, a zis că creează o alternativă pro-europeană viabilă. După toate probabilitățile, autentică. Da, calculele de acasă nu au coincis cu calculele de la piață. Vreau să vă dau o întrebare. Ziceți. Analizați. Deși aici eu pun întrebare. Analizați ce funcții și ce au primit oamenii care s-au rupt de la filat pe parcursul de la 2010, așa? Îmi răspundeți la întrebare. Godea s-a ales cu partid. Curtea Constituțională. Tănase, Curtea Constituțională. Nagacevski a devenit avocatul diavolului. Leancă s-a făcut cu partid. Deci lucrurile au o explicație, iar mie nimeni nu poate să-mi demonstreze că Leancă nu este omul lui Plahotniu. Eu am văzut asta din interior, după felul cum au evoluat lucrurile. Și inclusiv acum, de ce teritoriu. Nu intră în majoritate? Pentru că este un lucru care nu îl face interesant la moment. Așa cum spunea domnul Țăranu, ei pot face și fără Leancă. Leancă nu-i nevoie să-l convinge. Și Leancă trebuie ținut pentru momente mai oportune. De exemplu? Ceea ce îmi ridică mie semn de întrebare este... Deci a făcut Juravski lucrul ăsta, dar mă abțin pentru că eu am un respect față de sportivul Juravski și nu vreau să comentez lucrurile care trec dincolo dar de limita. Dar e un om, sportivul Juravski și politician. Între sportivul și politician e o distanță enormă. Eu la momentul ăsta nu pot să trec limita asta în a vorbi despre Juravski în alți termeni. Asta este... un lucru care mi l-am făcut față de valorile care le-am respectat în viață. Adică dumneavoastră considerați că toți acei 56 de deputați aparțin forțelei diavolului și ei trebuie toți criticați pentru faptul că vor să constituie o majoritate parlamentară, să creeze un guvern și să evite alegerile anticipate. Nu, aici este un concurs de circumstanțe mai complexe, pe care le-am enumerat pe parcurs, dar în epicentru stă dorința unui om și a unei clici care are instrumente și posibilități de a șantaja deci clasa noastră politică, de a-și conserva resursele de putere instituționale și financiare în țara asta. Asta acum este. Întrebarea crucială, îl va lăsa președintele sau nu îl va lăsa? Nu, dar înainte de a răspunde această întrebare, vă atrag atenția încă asupra unei nuanțe care a sunat în acea luare de poziție a domnului Lupo. Vă duceți aminte? Nu, aici nu se discută despre program și așa mai departe. Din tâi constituim majoritatea, iar pe urmă discutăm toate celelalte probleme. Aia cum? Adică cum? Voi faceți majoritatea parlamentară, faceți, desemnați primul ministru, fără ca să discutați politicile care această majoritate... Dar care tip? Despre ce este vorba? Cum așa nu este timp? Domnul Țăranu, dacă Partidul Liberal Democrat atâta timp a tras timpul și nu au venit cu opoziție, că de la ei se cerea, ei să vină cu opoziție clară. Este un fals. Chiar nu avem timp pentru lucrurile astea care mi se par mai minore. Cu același succes putem să evocăm și un alt motiv. Dacă Partidul Democrat nu ar fi răsturnat guvernul pro-european
deci Streleț, n-ar fi existat această criză politică. Și apropo, programul de guvernare, din câte înțeleg eu, căci programul de guvernare al domnului Streleț nu erau pretenții. Dar guvernul Streleț căzuse și între timp pe cum căzuse? Păi el a fost căzut. Chiar vă rog să punem punct că nu avem timp pentru asta. Vreau să discutăm despre posibile variante de acțiuni din partea președintelui. Să admitem că mâine îi se pune pe masă varianta, candidatura Vlad Plahotniuc, această majoritate îi înaintează. Ce face domnul președinte? Între timp s-a înțeles că ar avea și motive juridice să nu-l înainteze, pentru că în 2013, când a fost demis domnul Plahotniuc din funcția de vice-speaker, se invoca în acea decizie suspiciuni de corupție și a fost votată de Parlament. A trecut. Da, totuși. Deci se face analogie cu decizia Curții Constituționale din 2013, care nu i-a admis lui Filat să acceadă la această funcție. Ca să echilibrez puțin întrebarea, comentariul dumneavoastră, nu trebuie să uităm și de distinția de stat, Ordinul Republicii, care i-a fost acordat domnul Plahotniuc de către vă domnul Timoș. Vă mulțumesc pentru că da, mi-ați amintit acest lucru, dar totuși este complementar. Și Filat, dar asta nu l-am încurcat să duc la închisoare. Domnul Timofte e într-adevăr în fața unei decizii dificile, din vari motive, inclusiv din cauza acelui document la care vă referiți, el are o anumită reținere în a-l desemna pe domnul Plahotniuc. De altfel, domnul Plahotniuc nu a fost încă propus, dar înțelegem că față de această persoană... Domnul Ciurea, să redactăm un pic. El a avut reținere de la bun început și s-a văzut clar. Acum, el are motiv juridic din punctul de vedere a multora care au văzut acea... Nu vreau să discut acum esența juridică. Eu cred că nu este suficient motivul ăsta juridic pentru a bloca candidatura. Eu cred că domnul Filat, dacă mai candida sau o să mai candideze vreodată, Curtea Constituțională nu o să se opună unei asemenea posibilități și ea chiar la un moment dat cumva a dat de înțeles că domnul Filat atunci s-a luat decizia față de domnul Filat atunci, domnul Tănase. Domnul Tănase. Curtea Constituțională deci nu putem să identificăm. Suspiciunile s-au consumat în acum, mandatul. Da, domnul Tănase problema, a făcut această apreciere, nu putem să zicem că curtea. Problema este ce înseamnă un aspect al problemei juridice este ce înseamnă suspiciuni rezonabile și cum definim acest lucru. În cazul domnului Filat au existat atunci suspiciuni rezonabile, în cazul domnului Plahotniuc astăzi există, deci sau nu există. Aici putem avea o discuție, dar nu cred că avem timp pentru asta. Însă, eu cred că mâine domnul Timofte are de luat o decizie grea, eu cred că el încă este în proces de reflexie, dar va fi mare păcat dacă domnul Timofte, prin decizia care va ia, va declanșa un război între Parlament până la urmă, pentru că există o majoritate parlamentară clară și președinție. Noi asemenea război am avut în 1999-2000 și cu aceste războaie n-au adus nimic pozitiv. Foarte scurt, dacă îi se propune această candidatură și domnul Timofte refuză, ce ar putea să se întâmple și foarte pe scurt versiunea dumneavoastră? Eu cred că inevitabil va fi demarată această procedură de impeachment, pentru că ar fi logic ea să se producă, întrucât domnul Timofte va sfida decizia Curții Constituționale. Domnul Țăcu. Eu cred că, până la urmă, va fi înaintat alt candidat din partea Partidului Democrat. Și să admitem, vine candidatura domnului Candu, de exemplu, da? Nici atunci... Candu nu va fi acceptat. Va fi o presiune foarte mare afară. Este regretabil că segmentul pro-european și societatea noastră care a avut această coeziune, este dezbinată. Este un factor, și dacă vă uitați, nici socialiștii, nici comuniștii, nimeni de pe stânga nu are reacții și lucrul ăsta este foarte îngrijorător. Prin urmare, ce aș vrea eu să deduc din comportamentul lui Timofte este că el are o anumită siguranță în acțiuni, faptul că l-a înaintat pe Sturza, contrar deci, așteptărilor, a demonstrat că are anumite garanții și o anumită voință politică, fiind susținut poate și din exterior și din interior, lucruri care i-au dat o anumită încredere și care eu cred că mâine îl va pune în fața celui mai important examen din viața sa, nu numai din cariera de președinte. Și lucrul ăsta, deci, urmează să vedem. Oricum, ce explicație ar putea avea împotriva domnului Candu, să nu-l nominalizeze? Problema domnului Candu este că atunci pierzi cea mai importantă funcție în stat.
pierzi funcția de președinte a Parlamentului. În condițiile actuale înseamnă că PD-ul va prelua toate funcțiile în stat, inclusiv președintele Parlamentului și primul ministru al Republicii Moldova și eventual președintele țării. Și atunci chiar se instaurează... Treaba domnului Timof, trebuie să gândească la chestia. Dar, nu, eu vorbesc în termenii identificării pe care o are Candu cu Plahotniuc în general și lucrul ăsta, deci, s-a scurs și este evident deja de foarte mult timp. Domnul Țăranu. Eu aș începe cu aceea că mie nu mi-ar plăcea să fiu în pielea președintelui Timofte de mâine. Dar dacă e să răspund pe fondul problemei, pot să spun următoarele. Că reacția sau comportamentul domnului președinte Timofte în mare parte va depinde de elanul protestelor de care se preconizează pentru ora 10, cu cât ele vor fi mai mari. Precizat, la ora 10 și-a mobilizat susținătorii platforma da, la ora da. 1 da. Partidul Democrat. Da, dar eu ca o contră demonstrație, ca o contră deci, manifestație, în susținerea. Absolut, da. Da. Și din acest punct de vedere, desigur că președintele poate ușor să neglijeze ce s-a întâmplat la ora 1, e mai greu va fi de neglijat ce s-a întâmplat. Dar dacă va fi multă lume, va fi greu de... Eu cred că această lume nu va fi una pasionară. Exact. Cu siguranță. Va fi o diferență enormă. Enormă între două manifestări. Grupări, da. Asta este una la mână și eu cred că în cazul acesta, societatea sau... Adică unii oameni contează, alții oameni nu contează. Nu este așa, Cornel. Și foarte bine înțelegi despre ce este. Că va fi mai pasional, da, dar s-ar putea... Eu sunt de acord cu Cornel, asta, dar s-ar sunt oameni care sunt trimiși de la serviciu. Eu am studenți da. Și profesori care îmi spun că au fost trimiși și de la Bălți, de la Nisporeni, trimiși în mod trimiși? Organizat, pentru că ei lucrează... Cu liber arbitru, ei da, sunt în drept să ia decizie. Tu ești deștept că stai într-o ONG... Nu poți acuza oameni, asta este decizia lui. Tu stai într-o ONG și ai siguranță, nimeni nu te atinge. De acolo omul stă și dacă nu te nici duci... Măcar. Nu există. Bun, dar cum dar fi, eu alt gând vreau să-l promovez și anume că foarte multă lume acum apelează către președintele Timofte și spun, domnule președinte, dați dovadă de caracter. Eu cred că același apel poate fi adresat societății civile și se spune că în măsura în care domnul președinte trebuie să dea dovadă de caracter, în aceeași măsură trebuie să dea dovadă de sentimentul acesta de autoapărare. Asta cei care vor alegeri anticipate. Nu este așa. A cei care doresc ca în această țară corupția să nu fie în capul mesii. Da, da. A cei care doresc ca sistemul oligarhic în această țară să îi se pună căpăstru. Și previziunea pentru ziua de mâine? Eu repet încă o dată, eu cred că reacția președintelui va fi una pe potriva acelui protest, da, care va fi mâine și care aceste două acțiuni, ele cumva vor fi sincronizate. Eu vă mulțumesc. Vom vedea, vom trăi și vom vedea un test de democrație, din nou. Suntem în fața unui test de democrație, iar unii cred că mâine se consumă, de fapt, un final al unei lupte politice începute încă prin 2009, între două partide mari, PLD-MPD, să vedem cu ce se încheie. Important e să fie liniște și toate procesele să decurgă într-un cadru democratic. Vă mulțumesc încă o dată, stimați telespectatori. Vă zicem seară bună în continuare, seară liniștită și vă așteptăm din nou la Moldova în direct.